Dragi prieteni, înainte de a începe acest vlog, vreau să fac un anunț foarte important. Următorul Friends Meeting va avea loc pe data de 6 iulie în Vama Veche, de la ora 16. Noi am ajuns în Vamă ieri. Acesta este hotelul la care ne-am cazat, Hotel Electra, iar punctul de întâlnire va fi aici, Noua Beach Bar, exact în fața hotelului, în zona aceasta. Ne vedem de la ora 16. Și am pus-o la 16 pentru că știu că este nevârsiu de la ora 19, deci aveți timp să veniți aici, să beți ceva din partea casei, să ne întâlnim, să facem poze, să răspund întrebărilor voastre și toate chestiile astea cool care se întâmplă de obicei la Friends Meeting-urile Backpack Your Life. Vă aștept într-un număr cât mai mare și abia aștept să vă văd. Cu vreo două săptămâni înainte de a veni în București, am fost contactat pe Instagram de o fată foarte simpatică ce mi-a spus: Cătălin, eu și cu soțul meu avem multe apartamente prin Airbnb în București și dacă nu ai unde să stai, nu o să știi că te putem ajuta, te putem găzdui într-unul dintre apartamentele pe care le avem pe această platformă, pe Airbnb. Eu atunci am spus: bă, stai puțin, că eu am apartamentul meu, dar ar fi foarte interesant ca pentru 2-3 zile să stau într-un apartament pe care voi mi-l recomandați și să facem un video prin care să le explicăm oamenilor, adică vouă, despre ce înseamnă exact acest serviciu Airbnb. Așadar, în vlogul de astăzi vom vedea mai multe apartamente de lux ce se închiriază în regim hotelier aici, în zona ultracentrală a Bucureștiului. Vom afla care sunt problemele pe care le întâmpină cineva care a făcut din Airbnb un mod de viață, un model de business. La fel vom vorbi despre turiștii care vin să frecventeze sau care vin să viziteze Bucureștiul, ce le place, ce nu le place la București, care sunt problemele lor. Vom afla și câteva întâmplări foarte amuzante, iar la final o să vă las pe voi să trageți concluzia dacă merită sau nu merită să închiriezi un apartament în București, repet, în regim hotelier. Avem o... Asta cred că e așa, deci avem o baie. Un landing boy pe terasă și sus încă o baie cu... A, deci ăsta e duplex, da. Fel de... Ok. Aici avem un living foarte simpatic. Îmi place ideea asta cu oglinda. Asta chiar mi se pare cool de tot. Și ia să vedem sus. A, ce mișto! Îmi place mult tot ăsta, e ca o, exact ca o casă. Deci aici nu e ca de exemplu pe ăla pe care l-avem, nu era, se vede, are o chestie tematică, e altceva, dar ăsta este exact cum aș face o casă. Dar ăsta cum era? Sunt două apartamente așa unite? Sunt toate, nu, așa sunt toate, pe ultime două etaje. Așa sunt toate făcute. Da. Aici ce, altă baie? Da. Aha. Și ăsta este pentru câte persoane? Două. Deci tot pentru două persoane, vine omul. Și cât e pe noapte ăsta? Știi? O să fie undeva la 50 de euro pe noapte. Deci ăsta undeva la 50 de euro pe noapte. 50-60 de euro pe noapte pe acolo. Da, mă, dar asta chiar arată super marfă. Ia să vedem și view. Ce mă interesează pe mine? View. Bine, acum asta cu PSD va fost. Da, asta cu PSD, mă, da, ești nebun. Super view. Bine, oricum cine vine aici... Am fost ieri pe aici și congresul PSD, prima dată am vrut să zic, am crezut că este Miss World. Pentru Miss că erau, toate arătau super bine, dar da? Vineau de pe congresul PSD. Da, PSD. Iar anunțul de aici este absolut genial. Nu furați florile și nu le rupeți. Uite, asta este pentru proprietari, Your House, Their Experience. Și asta este before and after, nu? Da, în mare parte. Cum luăm noi locațiile și cum le facem. A, asta este asta în care stăm noi acum. Da, în ăla stați. Da, uitați-vă, de exemplu, aici, cum e apartamentul și cum îl faci. Mamă, dar cât de simpatic arată. Și voi, de exemplu, când e apartamentul, cine vine cu ideea? Bă, îl facem în direcția asta sau îi dăm un design sau cum faceți? Eu. Alisa, tu te ocupi, da? Task-urile ei. Exact acum îi arătam cum luam înainte apartamentele și cum le facem după aceea. E o diferență. Aha. E totul din decor. Backpack Your Life, da. Hai să noroc. Apar pe vlog. Salut. Salut. We need money for beer. Tare asta. Da, frate. Mamă, cât de mișto e ăsta, ești nebun. Mamă, dar e foarte spațios și uitați-vă puțin la locație. Foarte tare, adică mai patul.
Da. Cât costă asta? Cât e pe noapte? 50-60 de euro. Deci tot la fel. Tot, tot. Toate sunt în range-ul ăsta de preț, în afară de unde stai tu, alea mai scump. Alea mai scump, da. L-am luat cațranul, l-am luat pe cel mai fiț, am zis, care mă cel mai fiță? Bă, la leu eu. Ia să vedem. A, bucătăria aici, așa, da. Ia uitați cât de frumos. Complet utilată, mobilată, tot ce e nevoie. Foarte tare. Uite cât spațiu e și în partea asta. Da, ăsta, de exemplu, dacă vrei să fii aproape de nebunie, aproape de haos, de centru vechi, ăsta este the place to go sau ăla pe care l-avem noi. O să-l vedeți la sfârșit pe ăla. Deci vin oameni aici afară ca să fie... Finaliști de la X Factor, de la Vocea României, diverse concursuri și cântă. Exact aici, în partea asta, în centru aici se face. Știți că seara, dacă vii pe aici, tot timpul acolo sunt oameni care asta fac. Așa, și? 90% din clienții noștri sunt super încântați de experiență. Iar restul 10% sunt foarte triști că de ce stă cineva și cântă? De ce le strică atmosfera? Sună la poliție, iar poliția le închide telefonul nas. Pentru că e o experiență, asta înseamnă centru vechi. Ia. Ce, ăsta? Cât e ăsta? Câteva mii de euro. Câteva mii, doar chestia asta. Cele de pe teres, de pe margine. A, ce e pe unde? Tot ce e aici? A, din partea asta, ăsta de sus. A, ăsta de aici, așa. Mamă, cât e mișto. Și cât, de exemplu, cât investești într-un apartament de genul ăsta ca să-l faci? Este o grămadă de bani, nu? Se investește mult. Mult timp, mulți bani și este foarte greu să găsești oameni capabili cu care să lucrezi. Deci asta, același problemă cu forța de muncă, nu? Exact. De la curățenie, la orice, la instalator, la oricine. E extrem de greu. Uite, avem, are și terasa aici frumos. Mamă, ce vreme am în față să-ți bei cafeaua dimineața aici? Mamă, cât de frumos! Da, și ai zis că ăsta este, ai zis că este printre puține apartamente care sunt pe Airbnb Plus. Este doar unul deocamdată în București. Așa. Și acum este și al nostru, acesta. Aha. Airbnb da. Plus înseamnă doar un număr limitat de apartamente care pot să treacă de criteriile impuse de Airbnb ca să fie în top. Ca să fie în top. Da. Da. Curățenie. Asta are și un, asta îmi place, are și un stil aparte, știi? Foarte șmecher. Și mi se pare mișto că au rămas, că asta bine, că cineva le-a luat și le bopsea altcineva, cea bă, le fac albe și gata, știi. Am avut oameni și le-am dat noi cu lac. A, dar le-ați dat voi cu lac? Da. Le-am curățat și le-am dat cu lac, acum am un lac. Le-am smirgelit și am dat cu lac totul. Tot ce e aici? Am stat câteva zile. Poți să faci întuneric complet. Are și să faci întuneric. Ăsta e mai scump? Pe la 60 de euro pe noapte. 60 de euro pe noapte, foarte tare. Unde e baia? Aici, pe stânga. Stai să văd unde e lumina. Lumina? A, aici. Da, mă. Foarte mișto și ăsta. Ăsta de cine? Făcut de voi? De mine, da. A, tu l-ai făcut pe asta, adică l-ai gândit frumos. Da. Ia uite ce mișto, da. Din engleză în română. Bună ziua, good evening. Bună seara. Foarte. Și am pus și recomandările noastre. Unde mergem noi, le-am pus aici. Și sunt exact super apreciate. Nu ne-a plătit nimeni să punem cadul cu bere sau altceva acolo. Azi, unde mergem noi și ce recomandăm noi personal. Azi. Și este un mare plus pentru toți turiștii chestia asta. Apreciază foarte mult. Deci le spuneți oamenii, știu în momentul care ajung în țară, bă, aveți grijă la taxiuri, aveți grijă la țepe, da, la toate chestiile. Da, noi informăm de absolut totul, totul, totul. Ca să știți și voi, în momentul în care îl plătești pe Airbnb, ți-ai făcut frumos acolo, de obicei hostul îți trimite un fișier, de obicei pe mail, evident, sau, da, pe mail, în care spui toate instrucțiunile, cum se ajunge la apartament, chestii importante, cum au zis și ei, cum se, de unde e taxiul, cât ar trebui să coste taxiul, ai grijă de cum să-ți iei țeapă, cum se intră la apartament, unde găsești supermarket, la ce distanță față de apartament, sunt o grămadă de lucruri și chestia asta sunt foarte utile pentru că tu vii și practic nu știi unde ajungi și cum ar veni, oamenii, ei doi, sunt interfața ta cu țara pe care o vizitezi. Exact. În momentul ăla. Dacă se întâmplă ceva și au nevoie de un spital, ei o să ne sune pe noi. Pentru că nu știu pe cine să sune aici în București. Un spital, poliție. Sunt probleme, există probleme. Și atunci ne sună oricând pe noi, noi în două secunde am rezolvat orice problemă au. Ce le-ați spune celor care, sunt mulți care îmi scriu mie și îmi zic, bă, dar e sigur pe Airbnb acolo să plătesc?
că mie mi-e târșă să plătesc, nu știu ce, Cătălin, că uite, mă duc să stau o săptămână și mi-e frică să plătesc, sigur e totul în regulă. Airbnb-ul este mai sigur decât magazinul din colțul străzii unde plătești cu cardul. Este una din cele mai mari platforme online din lume. E situația, cum aș să zic, juridică, nu știu, Airbnb-ul e legal la noi sau cum e, ca să este înțelegi legal, așa? Dar hotelierii încearcă să-l scoată de pe piață, exact ce au făcut taximetriștii cu Uber. Dar Aha. Se lucrează să se reglementeze. Noi suntem 100% legal și este un avantaj mare pentru noi. Dar dacă te uiți pe ușă, o să vezi plan de evacuare, toate condițiile de siguranță, toate sunt foarte bine puse la punct și nu ne facem probleme. Într-adevăr, există foarte multe Airbnb-uri, oameni cu un apartament cu două care nu-și permit să facă totul legal și asta se poate vedea din review-uri foarte mult. Când rezervi un apartament, te uiți câte apartamente are costul respectiv, ce review-uri are și majoritatea review-urilor sunt foarte, foarte adevărate. E greu să faci review-uri false pe Airbnb. Exact asta vă spuneam și eu și voi, ce am de multe ori, că în momentul în care eu îmi fac o rezervare, de exemplu, pe Booking, se întâmplă să mă duc la un hotel și se întâmplă ca acea cameră de hotel, pentru că eu am ales-o pe cea mai ieftină sau era oferte sau era genul și nu contează, camera să nu corespundă, să n-aibă legătură cu pozele și acolo review-urile sunt foarte ambigue multe dintre ele. La Airbnb, pentru că este mult mai greu să-ți faci un cont, trebuie să fii verificat și așa mai departe, review-urile sunt ok. Eu pot să spun experiența proprie că niciodată, dar niciodată, nu, cu o singură excepție, atunci când am fost în Amazon, dar la peste 80 de Airbnb-uri pe care le-am folosit sau 100 de Airbnb-uri, nici măcar nu mai știu exact, am avut o singură experiență neplăcută care și aceea s-a rezolvat foarte rapid. Am cerut banii proprietarului, în 5 minute mi-a făcut frumos refund. Iar apartamentul fiță pe care îl avem noi este pe partea asta acolo, e, nu? Tot colțul blocului, ultimul etaj. Tot colțul blocului acolo, cum vedeți, ultimul etaj, exact aici la barieră, la centru vechi. Până de toată nebunia, la Dristor am fost cu Valentina și am mâncat ieri de acolo, a fost mega fericită. Da. Cred că asta este cea mai tare locație, cel mai tare apartament în care am stat până acum, vi-l arătăm imediat. Iar ăsta este un loc unde oamenii își pot lăsa bagajele pentru early check-in sau pentru late check-out. Dar cum arată, cum funcționează? Bă, cât de tare, nu știam că există așa ceva la noi. Și cum faci aici? Plătești, atingeți ecranul, depozitați. Îmi puneți bagajul într-un dulap liber. Sunt toate mărimile, mai jos este pentru... A, uite, și mai mare, ăsta e 40 de lei pentru 20 de ore, pentru 24 de ore, 25 de lei pentru 24 de ore. Foarte tare treaba asta. Nu mai poți să te faci tu în ele. Dacă n-ai unde să dai bani de Airbnb. Da, dacă n-ai bani de Airbnb, exact. 40 de lei. Foarte tare chestia asta. Da, asta rezolvă o problemă, că într-adevăr, la Airbnb este mai dificil cu lăsatul bagajului. Dacă tu, de exemplu, ajungi la ora 10 acasă și check-in-ul este la ora 12, ce faci cu bagajul? Eu am pățit la mod până acum probleme, am găsit și oameni care m-au lăsat să pun bagajul, dar de obicei asta se pare să fie o problemă. Mi-era dor să fac chestia asta, o făceam când eram mic, pentru că nu știu ce, avea problemă liftul meu de la bloc și trebuia tot timpul, când eram mic, aveam, nu știu, 10 ani, atingeam acolo sau 11 ani și trebuia să pun acolo mâna sus. Ce haces, mi amor? Muestra-mă. Por qué tan linda? Valentina este aici ocupată. Cu domnișoara, zici numele? Diana. Diana, care... Ce face Diana? Ce faci, Diana, aici, măi? O fac drăguță. O faci drăguță? Da, deci asta se înțelea că înainte era urâtă. Acum o faci drăguță? Așa, deci ăsta este apartamentul. Hai să facem așa un tour. Deci se intră frumos pe aici. Și de aici, pac. Ați văzut voi și vlogul anterior, dar nu v-am făcut așa un tur foarte bine pus la punct. Camera asta este foarte tare. Aici este locul meu, pardon, locul regelui. Deci aici stă regele, aici stau eu frumos, editez. Ăsta este view-ul. Cam cât e apartamentul ăsta? 100 de euro pe noapte. Cam 100 de euro pe noapte, ceva de genul ăsta. O să pun toate apartamentele, îmi dați link-urile. Le pun frumos în descriere. Un singur link unde sunt toate locațiile. A, un singur link, îmi dau unde sunt toate apartamentele pe care le-ați văzut. 14. Peste 2 săptămâni o să fie 16, cum aveam acum două în lucru. Mai aveți încă două în lucru. Ok, și toți, cum a spus că v-ați venit cu ideea asta, toți oamenii care intră și care vin la apartament și zic că sunt... Dă un mesaj acolo, poți să dai message host. Da. Sau ask a question the host, ne scrie că vin din partea lor. Bună, mă cheamă, vin din partea lui Cătălin. Ok, din partea lui Cătălin. Vreau să stau atunci. Aha, și ceau, dacă zic. Noi le dăm 10% discount. La orice apartament, da, la orice din fel. Prețul pe noapte. Din prețul pe noapte, 10%. Da, sunt prețul împărțit în două. Este prețul pe noapte, price per night, banii pe care îi primim noi și service fee, banii pe care îi primește Airbnb.
Corect, da. Noi nu avem acces la banii Airbnb și nu putem oferi discount la banii de, pe care ai Airbnb. Exact. Service fee-ul ăla este procent din prețul total și este diferit în funcție de țara de unde se rezervă. Ok, deci practic iau 10% din prețul apartamentului, da, pe noapte. Exact. Foarte tare, link în descriere. Ce îți trebuie pentru a avea succes într-un domeniu din ăsta în care lucrezi cu oameni și să știi că oamenii sunt super complicați? Mindset-ul. Să ai mindset ca tot ceea ce faci să-ți faci clientul fericit. Deci asta trebuie și presupun consecvență. Și să nu fii impulsiv, să nu te nervezi pentru fiecare prost de care dai. Deci eu, stai puțin, deci dai de proști, asta e clar că vei da tot timpul. N-ai cum. Nu poți să eviți. Și ce faceți când, de exemplu, vă sună sau vă contactează din ăștia cu request-uri dubioase? Ce îi zici unuia de genul ăsta? Trebuie să găsești cea mai bună soluție pentru el. Adică încercăm să facem tot posibilul să fie mulțumit la sfârșitul zilei sau la sfârșitul rezervării. Orice ar fi, găsim o soluție. A fost prima chestie cu care am început. Oricine cere, găsim în așa fel încât să fie tot ok. Dacă încă nu ai un cont Airbnb, eu te sfătuiesc să-ți faci, pentru că treaba asta te va ajuta extraordinar de mult în următoarea ta vacanță sau călătorie. Ai un link în descriere dacă îți faci contul pe Airbnb folosind acel link. Vei primi un bonus de, cred că sunt vreo $15 la prima călătorie pe care o faci, ce este mai mare de $60, dacă nu mă înșel. Iar eu la fel primesc și eu de la ei niște bănuți în momentul în care tu îți faci contul folosind linkul din descriere. O să aud care sunt părerile voastre, vi se pare că merită, vi se pare că nu merită, care este apartamentul care v-a plăcut cel mai mult și cam care este opinia voastră în general despre acest Airbnb. Ați avut cont, n-ați avut cont până acum, ați călătorit folosind Airbnb and Breakfast? Vreau să avem o discuție în comentarii, astfel că să-mi dau și o seama cam pe unde vă situați.